Președintele PNL Suceava, Gheorghe Fluture, a transmis un mesaj în numele echipei liberale de la Suceava, care candidează pentru Parlamentul României. El s-a referit și la o serie de proiecte de dezvoltare a județului. În numele echipei liberale de la Suceava, care candidează pentru Parlamentul României, plecăm la drum cu Doamne ajută pentru dumneavoastră, dragi suceveni, pentru continuarea dezvoltării județului Suceava. Ne batem pentru autostrăzile care să ne lege de țară și de Occident, autostrada Moldovei, autostrada Unirii și autostrada Nordului. Ne batem pentru legătura cu căi ferate modernizate. Avem nevoie de transport rapid pe căile ferate. Avem nevoie de tren metropolitan. Avem nevoie de mijloace de transport, legătura dintre autobuze locale și trenul metropolitan, parcuri industriale. În proximitatea autostrăzilor, luptăm pentru a dezvolta noi parcuri industriale în județul Suceava. Și aici vorbim de procesarea resurselor naturale cu prioritate. Fie că vorbim de agricultură, unde avem suficiente resurse în industria alimentară, fie că vorbim de lapte, carne, cartofi, fructe de pădure, ciuperci, fie că vorbim de industria ușoară, textilă, încălțăminte, fie că vorbim de tradițiile pe care le avem în prelucrări în metalurgie, dar și în alte domenii, industria materialelor de construcții, sănătatea, oameni buni, o prioritate maximă, continuarea dezvoltării Spitalului Clinic Județean prin aducerea fondurilor pentru Spitalul de Copii și de Boli Infecțioase, Facultatea de Medicină, învățământul dual, dorim să mărim numărul de clase de școală profesională pregătite pentru industria pe care trebuie să o dezvoltăm în județul Suceava. Parteneriate. Nimic nu se poate face fără parteneriate. Statul trebuie să fie un arbitru care să nu încurce, să nu blocheze. Parteneriatul trebuie făcut cu societatea civilă și optăm pentru asta. Trebuie făcut cu primăriile, trebuie făcut cu mediul de afaceri în primul rând și trebuie parteneriate cu vecinii noștri, inclusiv internaționale. Avem de gând să fim foarte atenți cu tinerii, locuri de muncă, locuințe pentru tineri, locuri de distracție și implicarea, o viață activă a tinerilor în folosul societății. Același lucru și pentru persoanele în vârstă. Să fie echitabilă pensia, să eliminăm inechitățile și să încurajăm o viață activă.